Iubiți frați și surori, vă invit să ne ridicăm în picioare, să dăm cinste cuvântului lui Dumnezeu, care îl vom citi în dimineața aceasta din întâia epistolă a Apostolului Pavel către Corinteni, capitolul 1, paragraful cuprins între versetele 17 și 24. 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 17. De fapt, Hristos m-a trimis nu să botez, ci să propovăduiesc Evanghelia. Nu cu înțelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică. Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu. Căci este scris voi prăpădi înțelepciunea celor înțelepți și voi nimici priceperea celor pricepuți. Unde este înțeleptul? Unde este cărturarul? Unde este oratorul veacului acestuia? N-a prostit Dumnezeu înțelepciunea lumii acesteia? Căci întrucât lumea cu înțelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu în înțelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioși prin nebunia propovăduirii crucii. Iudeii, într-adevăr, cer minuni, grecii caută înțelepciune, dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de poticnire și pentru neamuri o nebunie. Dar pentru cei chemați? fie iudei, fie greci, este puterea și înțelepciunea Lui Dumnezeu. Amin. Amin. Tată Ceresc, stăm înaintea Ta, înaintea Cuvântului Tău și Te rugăm din toată inima, frânge Tu pâinea cea vie Amin. astăzi, hrănește sufletele noastre. Doamne, de Tine avem nevoie, de Duhul Tău cel Sfânt, Doamne, să ne vorbească, să ne atingă, să ne schimbe, te rugăm din toată inima, lucrează Tu. Iată-ne la dispoziția Ta ca lutul în mâna olarului. Facă-se cu noi astăzi, în noi și prin noi, voia Ta sfântă și toată slava să fie a Ta. Amin. Amin. Vă rog să Este o mare bucurie și o mare onoare pentru mine să fiu iarăși în biserica dumneavoastră. Am mai fost în urmă cu vreo 15 ani. Era altă configurație atunci, era școala biblică. Mulțumesc Domnului că el a lucrat și iată, sala este plină. Dumnezeu să vă binecuvinteze. De asemenea, este o mare bucurie să fiu alături de rudeniile mele, de familia Bob, de familia Farcău, de familia Marinău. Dumnezeu să vă binecuvinteze și pe voi. Ne alăturăm bucuriei voastre și rugăciunilor voastre, ca binecuvântarea Domnului să fie peste Eliza Amen. și numele ei să se scrie în cer. Aici s-a emis un certificat de binecuvântare, dar contează să-ți fie scris numele în Cartea Vieții din Cer. Aceea este bucuria supremă, temeiul bucuriei autentice. M-am rugat Domnului, ce să vorbesc la sărbătoarea aceasta? Ce să vorbesc bisericii? Ce să vorbesc tinerei familii care, iată, s-au aventurat să aducă pe lume un copil în aceste vremuri tulburi, când noțiunea de familie este supusă redefinirii, noțiunea de gen este supusă redefinirii, când se clatină ideologiile care am crezut că dosarele sunt încheiate, se redeschid. Când e atâta instabilitate, ce ne-ar putea fi de folos? Ce ne-ar putea pregăti? Ce ne-ar putea educa ca să putem trăi ca și creștini, sfinți și curați, plini de putere, ca o lumină în întuneric? Soluția. La care m-a călăuzit Dumnezeu este să vorbesc despre crucea Domnului Isus. Știți, noi nu putem vorbi copilului. Săptămâna aceasta am fost la un privei. Când te duci la mormântări, la privei, nu vorbești mortului. Vorbești celorlalți. Eu cred că mesajul acesta este relevant pentru fiecare dintre noi. De ce? Pentru că trăim într-o lume care privilegiază succesul. Apostolul Pavel spune că propovăduirea crucii este o nebunie pentru greci. Pentru greci contează să fii number one, să câștigi, să primești cununa de laur. Ori crucea vorbește despre un mântuitor răstignit, un perdant. Cum poate fi așa ceva un mesaj de propovăduit, de transmis altora. Și mai mult decât contestarea evenimentului și a semnificației evenimentului crucii, al răstignirii lui Iisus Hristos, în teologia Noului Testament, în învățătura apostolilor, crucea este mai mult de atât. Nu este doar un eveniment supus analizei contestării, ci este o concepție despre viață. Și Apostolul Petru, în întâia sa epistolă, folosește un cuvânt foarte interesant. Ascultați ce zice în 1 Petru, capitolul 4, versetul 1. Astfel, dar, fiindcă Hristos a pătimit în trup. Ce-a pătimit Hristos? Vorbim despre patimile lui Hristos. Vorbim despre moartea lui, despre răstignirea lui. Și zice, fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire. Gândirea poate fi o armă, poate fi o armură. Și eu mă rog în dimineața aceasta, ca îndemnul lui Petru, să fie materializat în viața fiecăruia dintre noi astăzi. Amin. Să fim înarmați cu același fel de gândire ca și a lui Hristos. Aș vrea să trec în revistă câteva categorii de oameni pentru care crucea lui Hristos este o pricină de poticnire. Așadar, titlul predicii mele este pricina de poticnire a crucii. În primul rând, propovăduirea crucii este o nebunie pentru greci, pentru cultura contemporană, care și are o bârșia tot în cultura grecească. În al doilea rând, crucea lui Hristos este ceva nedigerabil pentru iudei. Cum adică mântuitorul lumii să nu fie în stare să se mântuiască pe el? O întrebare logică. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, să te mântuiască, să te scape Dumnezeu. Uite că nu te scapă. Uite că rămâi o victimă a sistemului. Ei Iudeii erau convinși de legitimitatea hotărârilor lor. Și totuși Dumnezeu îi contestă și îi înfruntă și spune așa, întrucât lumea și în primul rând poporul său, evreu, recipienții revelației lui Dumnezeu, lumea în înțelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu. N-a unit punctele N-a tras concluziile corecte. Cu alte cuvinte, au ratat șansa rațiunii. Au ratat concluzia legitimă. N-au văzut pe Dumnezeu, nu s-au uitat cu băgare de seamă la miracolul uh, răsăritului, la miracolul uh, înverzirii naturii în fiecare primăvară, la miracolul vieții. Nu s-au întrebat cine le-a făcut. Cum de se repete mereu. Cum de legile acestea nu sunt aleatoare, ci sunt fixe, sunt predictibile. Apostolul Pavel spune în sa în, în primul capitol din Roman, în epistola către romani, că ratarea aceasta a oamenilor inteligenți, a liderilor de opinie, stârnește mânia lui Dumnezeu. Spune așa, în adevăr, în sușirile nevăzute, Roman capitolul 1, versetul 20 și 21. În sușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit, clar, explicit, de la facerea lumii, când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Așa că nu se pot dezvinovăți fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit. Cu alte cuvinte, concluzia la care se aștepta Dumnezeu să ajungă oamenii înzestrați de Dumnezeu cu rațiune, cu gândire analitică, era ca ei să, să cadă în uimire și să spună Doamne, ce mare ești Tu, Doamne! Îți mulțumesc pentru darul vieții! Mulțumesc pentru sistemul imunitar. Mulțumesc, Doamne, că tu întreții viața în parametri optimi. Mulțumesc, Doamne. În loc să facă lucrul acesta, s-au ocupat de altceva. S-au ocupat de sport, s-au ocupat de afaceri, s-au ocupat de construcții, s-au ocupat de uh, speculații, de tot felul. Și zice cuvântul lui Dumnezeu că mintea lor s-a întunecat. Mintea lor s-a întunecat. Și din cauza aceasta, Dumnezeu a trecut la planul B. Și a zis, ok, văd că înțelepciunea vă încurcă, nu vă ajută să ajungeți la concluzia care trebuie. Uite, am hotărât să mântuiesc pe cei care cred. Care cred ce? Care cred în mesajul crucii, care cred explicația despre cum stau lucrurile, care sunt cauzele nefericirii și care este soluția spre fericire. Lumea din vremea aceea și lumea din vremea de acum nu pot să priceapă așa ceva. Și totuși. Evanghelia se bazează pe crucea Domnului Isus Hristos. pe moartea Domnului Isus Hristos. Când am participat la serviciul de închinare m-au contaminat frații și surorile cu bucuria lor. Mi-am adus aminte că am fost într-un oraș din străinătate la un timp de închinare și mă întrebam eu este Evanghelia și pentru tetraplegici? Este Evanghelia valabilă și pentru cei cu boli terminale? Este Evanghelia de folos și paralizaților? Și Dumnezeu mi-a dat o lecție. Mi-a dat o lecție. Era acolo o platformă în față și au venit niște oameni în cărucioare pentru infirmi. Și când a început timpul de închinare, ei făceau opturi pe acolo. Făceau opturi, că aveau loc, aveau spațiu. Era modul lor de a se închina, de a spune, Evanghelia este și pentru paralizați, și pentru orbi, și pentru cei condamnați. Evanghelia lui Hristos este într-adevăr soluția valabilă a lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie în numele Lui! Lumea contemporană vrea să facă și din Dumnezeu un provider, o pârghie, un furnizor al fericirii lor. Contrastant cu gândirea aceasta, este Evanghelia care vorbește despre Fiul lui Dumnezeu care a intrat în materie și s-a făcut una cu noi și ne-a zis, ați încercat de sute de ani de peste o mie de ani, să împliniți legea și v-ați descalificat rând pe rând. Ați încercat să respectați o parte din ele, dar ați ratat să împliniți altele, cele esențiale. Nu puteți împlini așteptările lui Dumnezeu. De aceea, pentru că nu există soluție. Nu există soluție de upgradeare, de. de uh, actualizare a caracterului vostru, a șanselor voastre, vin eu să trăiesc în locul vostru. Și înainte de a trăi în locul vostru și pentru voi, o să rezolvăm problema trecutului. Și lucrul acesta este o insultă pentru oamenii cum se cade. Am întrebat odată o tânără Crezi că a fost cazul să moară Hristos pentru tine? Nu, nu știu, de ce. Nu, nu știu. Cu alte cuvinte, avea o părere bună despre ea. Cum a zice soacră mea, a, toți avem scăpări. Avem unele scăpări. Unele scăpări. Alte cuvinte, viața mea se înscrie într-o marjă de normalitate. Nu sunt terorist, nu sunt criminal, nu sunt... n-am abuzat de copii, da? Alte cuvinte sunt cum se cade. Nu era cazul să moară Hristos, că doar nu-s chiar așa de păcătos. Crucea este, este ceva tremurător, este barbarism, este child abuse, nu? Dumnezeu, tatăl își lasă copilul să moară, victimă, la niște killer profesioniști, la o, la o masă de manevră. Nu face nimic. Mi se pun mereu întrebări dacă Dumnezeu este bun. De ce nu a intervenit când cei 21 de creștini egipteni au fost decapitați? Poate v-ați uitat pe YouTube și ați văzut. Rațiunea noastră, utilitaristă și egoistă, ne încurcă. De aceea a zis Domnul Iisus lui Nicodim, care era curios despre realitatea spirituală, despre lumea pe care o reprezintă Hristos. A venit noaptea la el, curios. Și Domnul Iisus îi spune, îi satisface curiozitatea într-un mod abrupt, radical și rapid. Adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Dacă nu o vede, ce părere poate avea despre ea? După ureche, folclorice. Speculează. O fi așa, o fi altfel. Nu poate vedea. Nu îi poate înțelege valoarea, nu poate intra în contact cu ea. Nu poate beneficia de ea. Și ca explicație, ce înseamnă să te naști din nou, Domnul Iisus îi spune lui Nicodim că trebuie să se nască din nou din apă și din duh. Cu alte cuvinte, așa cum îi, nu-i bun. Este incompatibil cu împărăția aceasta cerurilor. Trebuie să moară, cu alte cuvinte. Nu? De-aia zice despre vinul nou că trebuie pus într-un burduf nou. Păi de unde să face rost de un burduf nou? Pe vremea aceea se lua fain frumos un ied, o capră, o aie, să tăia gâtul la ea, să lua blana pielea jos și pielea aia să tăbăcea și să făcea un burduf din ea. Cu alte cuvinte, ca să faci rost de un burduf nou, trebuie să moară cineva. Cu alte cuvinte, ca să vezi împărăția lui Dumnezeu, ca să poți accesa realitatea aceasta, mai întâi trebuie să mori. Și lucrul acesta, este nedigerabil de evrei până în ziua de astăzi. Este nedigerabil de oameni raționali care spun cum se poate ca un împărat să fie în formă de rob, ca un perdant să fie un biruitor, ca cel ce moare de fapt să fie învierea și viață. Cum se poate? Asta este absurdități, nonsens. Și totuși, Cuvântul lui Dumnezeu spune așa de frumos că pentru cei ce sunt pe calea mântuirii, pentru cei ce cred, vestea aceasta, Evanghelia aceasta, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Lăudați să fie în numele Domnului. Iubiți frați și surori, vreau să mergem un pas mai departe. Și să spun că propovăduirea crucii este o ofensă pentru cei ce populează biserica creștină fără să fie creștini autentici. Din păcate, în multe biserici evanghelice se botează oameni care fac numai una din două lucruri obligatorii ca să fie botezați. Primul lucru care îl fac este că ei declară intenția lor de a-L urma pe Hristos. Și este bine lucrul acesta. Dar nu fac al doilea lucru. Sau nu trăiesc al doilea lucru. Botezul este mărturia morților împreună cu Hristos. Cum adică? Iată ce spune Apostolul Pavel în Romani, în capitolul 6. Noi deci, versetul 4, Romani 6 cu 4. Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru că după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa, și noi să trăim o viață nouă. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Și acum urmează versetul acesta <coughs> crucial. Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el. De unde știm noi așa bine? De unde știm bine? Cine poate ști bine lucrul acesta? Singura categorie de oameni pot ști bine. Cei care s-au unit cu Hristos. Cum adică s-au unit cu Hristos? Ce înseamnă asta? înseamnă că -au, au adoptat aceeași concepție despre păcat ca și al lui Hristos. Noi vorbim despre Hristos ca mântuitor. Mântuitor înseamnă salvator. Salvator de la ce? De la ce ne-a salvat Dumnezeu? Am pus această întrebare în grupul de studiu din care fac parte și am primit răspunsuri foarte interesante. Știți dumneavoastră de la ce ne-a mântuit Hristos în primul și în primul rând? Hristos ne-a mântuit de mânia lui Dumnezeu. De mânia lui Dumnezeu. Pentru că omul păcătos are trei dușmani. În primul rând, dușmanul numărul unu este Dumnezeu, care este mânios împotriva păcatului. În al doilea rând, are de dușman pe diavolul, instigatorul care încearcă să ne bruieze, să ne îndepărteze de Dumnezeu. Și în da. al treilea rând, are de dușman propria fire, propria natură păcătoasă. Și <coughs> Hristos a venit în lumea noastră și s-a făcut, păstrând concepția lui Dumnezeu despre păcat, s-a făcut una cu noi. De aceea, crucea, priveliște aceasta la care trebuie să ne uităm noi, este evocatoare pentru noi. De ce? Uite ce spune Petru. Vreau să mai citesc iarăși din 1 uh, epistola Apostolului Petru. Zice Apostolul Petru așa, când era. 1 Petru, capitolul 2, versetul 23. Când era bat jocorit, ascultați că am vorbit despre un fel cristocentric, un, 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 un felul lui Hristos de gândire, gândul lui Hristos. Zice Pavel în Filipeni, să aveți, dar în voi, gândul acesta care era și în Hristos. Cu alte cuvinte să aveți aceeași atitudine, aceeași concepție, aceeași motivație, ca și Hristos. Zice, când era batjocorit, nu răspundea cu jocuri. Și când era chinuit, nu amenința. Nu găsim scris că ar fi spus Iisus, nu da așa tare, dă mai încet, sau au, mă doare. Nu găsim scris că ar fi spus așa ceva. Dar ce, ce spune Biblia? Zice, când era chinuit și nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. Cu alte cuvinte, considera că tot ce îi se aplică este judecata dreaptă, legitimă a lui Dumnezeu împotriva păcatului. Pentru că obrazul lui Dumnezeu a fost insultat. De mândria mea, de poftele mele, de minciunile mele, de ura mea, de nervii mei, de furtișagurile mele, de toate păcatele comise cu fapta, cu gândul sau cu vorba și este nevoie de o revelație a Duhului Sfânt ca omul să înțeleagă că este păcătos. Omul are impresia că are și el niște păcate acolo, dar un fel de mili păcate, centi păcate, dar într-un caz kilopăcate pentru care ar fi cazul să moară Hristos. De aceea, crucea lui Hristos care vorbește despre inadecvarea noastră este scandaloasă. Este scandaloasă. Și, vedeți, uh, când zic scandalos, mă refer la o, o, o marjă destul de largă de reacții, de la împotrivire categorică, la uh, batjocuri așa, uh, sarcasm, ironie, uh, miștocăreală, da? și mergând până la uh, ignorare. La ignorare. Lucrul acesta mă preocupă pe mine în ultimul timp. Știți? Și de aceea am venit să vă împărtășesc cu dumneavoastră. Spune apostolul Pavel în Filipeni. Epistola lui către Filipeni, în capitolul 3. O constatare a apostolului Pavel, care umbla prin multe biserici. Și zice. 3 cu 18. V-am spus de multe ori și vă mai spun și acum plângând. Nu spun acuzator, nu spun cu venele umflate pe gât, nu vorbesc cu averse, nu, nu vorbesc cu patimă, nu, nu vreau să exclud pe cineva demascând lucrurile acestea, o spun plângând, mă doare. Este o situație tragică, să semnalizezi spre Hristos, dar tu să fii cum? V-am spus de multe ori și vă mai spun și acum plângând, sunt mulți care se poartă ca vrășmași ai crucii lui Hristos. Cum poate fi cineva vrășmaș al crucii lui Hristos? Sfârșitul lor va fi pierzarea, Dumnezeul lor este pântecele. Se uită la paprika, toată ziua, să fie slim, să numere caloriile, să numere glucidele, nu? pântecele, ce să mănânce. Și slava lor este în rușinea lor. Cu cât a acumulat, înșelând, fiind fără milă uh, față de ceilalți, fără să-i pese de consecințe. Cu asta se laudă, cu palmaresul lor. Vorbeam seară cu un prieten pe Skype și îmi zicea, despre situația din Scoția, să duc oamenii la lucru și direct la pub. Pabu, să îmbogățească pe aia care vând alcool. Urmă să duc acasă, să ceartă și au... sunt niște ratați din punct de vedere social. Se laudă cu ceea ce este, de fapt, motivul pentru care ar trebui să le fie rușine. Asta este etosul culturii în care trăim. Și dacă creștinii pleacă urechea spre așa ceva, devin vrășmași cruci. Păi cum este crucea aceasta? Ce, la ce se referă Pavel când zice că sunt vrășmașii ai crucii? Se gândesc la lucrurile de pe pământ. Cum să promoveze, cum să se îmbogățească, cum să strângă comori ca după aia dolce farniente. Să-și prelungească viața, să-și să prelungească confortul, să, să maseze, să se podobească. Să gândesc la lucrurile de pe pământ, ca și cum n-ar exista rai, ca și cum n-ar exista Dumnezeu. Ca și cum viața ar fi a noastră. A fi vrășmaș al curcii Hristos înseamnă a nu suporta să fii marginalizat din cauza că ești creștin. Apostolul Petru spune că noi trebuie să ne înarmăm cu un fel de gândire care l-a adoptat Hristos. Hristos și-a suprimat instinctul de conservare. Când și-a suprimat? Când l-a trimis pe Iuda. Prietene, ce ai de făcut? Fără repede. Când a tăcut în fața lui Caiafa și a lui Ana, nu putea să le țină lor predica pe care a ținut-o ucenicilor în drum spre Emaus? Ba da, dar scăpa. El n-a vrut să scape. El nu a fost preocupat de demnitatea Lui. A suportat să fie ocărât. A suportat ca răul să-și facă tot drumul până la capăt. Eu vă întreb pe dumneavoastră, este un astfel de model de creștinism atractiv? Asta este creștinismul. Creștinismul nu este un umanism în termeni religioși. În care eu sunt buricul pământului și Hristos să-mi facă mie, să-mi dreagă, să mă vindece, să-mi netezească poteca. Nu! Hristos este Domnul! El este alfa și Omega. Și rostul nostru de a fi este să fim onestemată pe cununa Lui. Ăsta este raționamentul de a fi. Rostul nostru este să mărturisim, să fim niște reclame umblătoare. Că Iisus Hristos e soluția! o să-mi rămână în minte studenții de la școala biblică Hristos pentru România, din Timișoara și din Suceava. O să-mi rămână în minte a niște activiști creștini în stare de orice umilință ca să vadă pe cineva Hristos. Am pus întrebarea aceasta. Dacă ai ști că prin umilirea ta un suflet se întoarce la Dumnezeu, ai suporta să pățești ce-a pățit fratele Caraman? Mi-a povestit odată fratele Caraman de la București că s-a dus la Brașov să predice Evanghelia și l-au prins oamenii lui Antonescu și l-au băgat la arest. Era în preajma Crăciunului și acolo erau tot felul de borfași pe care i-a prins jandarmi făcând tot felul de infracțiuni. Și la un moment dat, el era cu un frate și cel care părea să fie liderul lor i-a întrebat Bă, ce cu voi? Cum ați ajuns voi aici acum în prag de Crăciun?" am încercat să împărțim Biblie și să vestim Cuvântul Lui Dumnezeu. A, sunteți sectanți? Vă sectanți. Vă lăsa Dumnezeu aici și unul i-a scuipat. Și pe și celălalt. Și i-au acoperit de flegmă din toate părțile. Și atunci a început să ningă. A început să ningă. Și se rugau și spuneau, Doamne, să mulțumim că ne-ai dat cinstea să fim insultați în numele Tău. Ce părere aveți despre o astfel de reacție? Este reacția care vă vine și vouă? Am auzit pe fratele Moldovianu, care a fost pus cu fața la pământ, de fapt era la beton, și se urcau polițaii cu cizmele peste ei și l-au strivit cu obrazul de beton. Și când s-a ridicat de acolo, i-a spus lui, lui fratele Wurmbrand, Domnul mi-a dat o cântare, mi-a dat o cântare, Domnul. Ce părere aveți despre așa ceva? Despre tipul ăsta de creștini, de oameni? Oameni care s-au mutat din lumea aceasta. Așa cum spune Apostolul Pavel în Galateni, în capitolul 6, cu versetul 14. În ce mă privește... Departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Isus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine. Lumea este condamnată. Să fie foarte clar, dacă nu, sunt, dacă nu avem aceste certitudini puternice, puternice, ce vom face? Dacă ar intra acum un musulman cu turban să urle, Allah, hakbar, nu tragă cu ganul. Ce vrea să pățească dușmanul tău? Ce vrea să pățească? Puneți întrebarea asta. Te ții de viața aceasta cu orice preț? Să fie cât de lungă și cât de confortabilă? Sau zici ca și Hristos? Nu cum voiesc eu, Doamne, Ce cum voiești Tu. Mă bizui pe înțelepciunea ta. Mă bizui pe autoritatea ta. Tu ești în controlul firelor de păr. Și ai inventarul tuturor firelor de păr. Și cuvântul lui Dumnezeu nu zice că nu ni se va pierde, nu va, uh, nu va fi un accident, ci că uh, nu, nu va cădea un fir de păr fără știrea lui Dumnezeu. Fără planul lui Dumnezeu. Noi trebuie să avem o încredere absolută în suveranitatea lui Dumnezeu. Pentru că cuvintele lui Iisus Hristos nu pot fi digerate altfel. Sau se poate să decupăm din Biblie Ioan capitolul 12. Țineți minte când s-au dus grecii să-L vadă pe Domnul Iisus? Și drept răspuns, Iisus le spune că adevărat, adevărat vă spun că dacă bobul de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur. Dar dacă moare, aduce multă roadă oricine își iubește viața și vrea să o scape, să o conserve, să o cruțe, cine își iubește viața, da? Ioan 12 cu 25, o va pierde. Oricât ar iubi o de tare. Și cine își urăște viața în lumea, cum să-ți urăști viața? Nu? Cum să-ți urăști viața? Și totuși Iisus spune că, în Luca 14, dacă nu urăște cineva lumea aceasta, relațiile de sânge. Ba însă și viața sa nu este vrednic de împărăția mea. Iubiți mei, frați și surori, dragi prieteni, dați, dragi căutători care ați venit aici, creștinismul biblic este radical. Este radical și vorbește despre împărăția lui Dumnezeu, care nu este mâncare și băutură, ci este pace, neprionire și bucurie în Duhul Sfânt. În cartea Apocalipsa, capitolul 7, unul din bătrâni îl întreabă pe Ioan, aceștia, mulțimea aceasta îmbrăcați în haine albe, cine sunt, de unde vin? El zice, tu știi, eu nu știu. Și știți care este răspunsul? Răspunsul nu este că ei vin de la pijama party, de la bowling. Ei vin din necazul cel mare, dar de ce au da de necaz? Pentru că și-au păstrat gustul. Și-au păstrat gustul. Nu s-au camuflat, n-au luat culoarea mediului. Și când mă refer la culoarea mediului, nu mă refer doar la aparențe, la înfățișare, ci la gândire, la setul de valori. Au fost distinți. Eclesia, mulțimea celor chemați să fie distinți, să fie ai Domnului. Doamne, vrem să adoptăm gândul Tău. Noi credem că tu ești ușa, ușa oilor. Și că la viață veșnică se ajunge prin moartea sinelui, prin negarea, prin lepădarea de Eu la acesta mândru, lacom, care nu se mai satură, lepădarea de El. Și intrarea în împărăția lui Dumnezeu, în pacea lui Dumnezeu, în neprihănirea lui Dumnezeu și în bucuria Duhului Sfânt. Aceasta este calea. Dacă vreți, să vă îndreptați pe această cale. Vă invit să ne ridicăm în picioare acum. Era o cântare care se cânta de Paști, iubesc eu crucea. Am citit pe un forum, așa, o bat jocuri. Cum să iubești, frate, crucea? Cum să iubești crucea? Să scap, nu? Aș vrea să ne rugăm înaintea Domnului ca El să ne spele gândurile, să ne scoată afară gândurile lumești, egoiste și să ne împodobească cu gândurile Lui și cu darurile Duhului Său Sfânt ca să percepem realitatea la care ne-a chemat. Hristos în voi, nădejdea slavei, numele Domnului să fie binecuvântat. Amin.